ascultat vorbele noastre, da, nu? Om orchestră. Da. Și spunea, băi, și genul voi că e tot om orchestră. Cum ești tu om orchestră? Ia... Păi e... Facem o scurtă demonstrație. Adică tu poți să cânti la orice. Și la cârjă. Păi, fiate, da. Și la cârjă. Nu, Renu, fii atent, la cârjă lucrez, studiez. Promit că la următoarea luxație cânt și la cârjă. Cum, Gelu, iartă-mă, mai, cum cânti tu la orice? Atent, că zicea Lorena, om orchestră, Gelu, voi, cum la orice? Voi trebuie să aveți pe aici o țeavă de asta electrică. De cânti la țeavă. Fugi, mă, de aici. Hai, mă, pleacă. Mă, Gelu, e copilul ăsta aici. Hai, mă, Gelu. Cânti tu la țeavă? Mă, cântă la țeavă? Cântă să la țeavă? Nu, stai un pic, stai așa, nu orice țeavă. Uite, una pe care pot să o lucrez eu acum. Tu aici în echipă ai profesioniști. Adică cum să lucrezi acum? Tu trebuie să ai... Stai mă, cum să lucrezi? Aveți, bă, fraților, o țeavă de... Băi, cât vorbești omul ăsta, mă? Lasă-mă, măi, negrule! Cum adică să o lucrezi? Îți aduc o țeavă și tu când să la ea? Mă lași să le cer eu? Da, ține o țeavă. Deci o țeavă și un fierăstră... Ăla. Bravo! Asta e țeavă de cornete. Colegul, mai puțin un pic. Ia vino, mă, Lorena, să nu-l încurcăm. Cântă la țeavă. Ia-i și cârje, lași. Bravo. Ce faci? Cânti la țeavă? Acum, om orchestră. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă nu o nimerez, dacă e între ele, dați mai pe alături un pic. Dai să vedem cam cât ar fi. Păi și ce faci? Tu tai țeavă acum, Gelu? Da. Tai țeava? Ia vino cu acea, ajută-mă tu. Hai că ești mai... Ia, stai tu aici, că cine știe ce îmi face. Ia, stai să ține Lorena. Ia, ține bine Lorena. Dar de ce-i tăiat-o? Ai tăiat-o. Să fie oarecum mai aproape de un ton. Da. Că aici mi-e teamă că e cam lungă. Cam atâta trebuie să fie un instrument pe care se numește tilinca. Și tilinca este o simplă țeavă. A, fii atent, găsește tonurile muzicale. Da, din punctul meu de vedere, atunci când nu existau instrumente și mai ales instrumente de cioplit în lemn, a bătut vântul într-o cucută așa și a șuierat, cum o să fac eu. Mai asta e o țeavă, ia. Măi, Lorena, e o țeavă? E țeavă? De cornet, bravo, Renule. Da. Stai să vedem ce. Ia, Gil. Încercăm, da? Vedem ce. Ia uite, măi! Ăsta om orchestră. Ia uite, mă! Așa ne ne. Gata, vrei ajunge! Țeavă, bun, țeavă, perfect! Fii atent, nu aruncap că s-a nimerit. N-am nimerit-o. E bună. Am greșit-o bună. La ce mai cânt? Zim la ce mai cânt. Zim așa, la... Mai că de eram mic, de exemplu, luam un pieptăn, dintre ăla mai înalt, așa, cu dinții mai... Are cineva un pieptăn pe aici? Are vreun prin public și are cineva un... Ia uite, m-a aruncat tilinca. Băi, cum s-a aruncat cu instrumentul, mă? S-a dus, știi câte țepți... Are cineva? Ia, da, dă-l aici, ia. Hai că e și roz. Ia dați-l aici, Dane! Dane, dași o pungă sau o foaie de 100 de euro, Dane. Mulțumesc. Ce? O pungă? Da, măi, noi... Dați-i o pungă. Băi, tu ești fratele meu, bravo. S-ar putea să nu iasă chiar atât de bine. Când eram mai mic, puneam de-alea de 500 de euro. Știi să gânzi la pieptăn? Eu trebuie să-mi pui jos. Să vedem ce iese. De pe jos. Ia, aici ar trebui buzele. Ia, a luat pe țeavă. De unde? Ia, la pieptăn. Cât de la pieptăn? Jur că n-am crezut asta. Ia o zice Lorena și pe ton cânti. Nu știu ce mai chinui, mă. Știți care e necazul? Doamna Maria știe, doamna Maria. La tilinca aia și la fluier îmi trebuie buzele să fie ușor umezite. Aha, mai siliconate, așa. La asta trebuie să fie buzele crăpate ca de bătaie de vânt, ca să fac ceva. Auzi, Gelu, bun. Pieptene perfect, țeavă. Ce mai e pe aici? Măi, dar uite, fii atent, poți să cânti la ce nu ai, de exemplu. La ce nu am. Ia, ce mai e pe aici? Să cântăm la ce nu avem. Hai, arată-mi. Hai să încercăm, ia să vedem. Hai, om orchestră, uite, Lorena aici.
Bă, ce cântă? Că n-avea nimic. N-avea nimic, ai văzut? Bă, la ce cântă? Ce dăm? A, își pune mâna, mâinile într-un fel. Genul cântă la nimic, păi și ăla e un om care din nimic face ceva. Face o melodie. Ai văzut pe că... un fel de oră se chinuie la țava aia, degeaba. Ai văzut care n-ai? Deci ai cântat și la piaptă, n-ai? Iau, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, da? Ia cântă la asta. Hai să te văd, ia, hai. Ăla e n-ai. Mai bine fac un brâu, mai bine joc. Mă, cântă la asta de cântare. Păi nu cânt. De ce? Păi fii atent. În primul rând că... N-ai de fiță. Deci stai așa. În primul rând că mi-am dorit întotdeauna să cânt la n-ai, dar n-am avut noroc cu fetițe ăștia minunate să aibă un dascăl așa important și școala de arte populare de acolo din Târgu. Ia încearcă. Din Târgu Jiu. Mai încearcă. Păi da, nu încerc, că nu e al meu. N-ai unul al tău? Nu e al meu. Și la instrumentele de suflat nu e chiar igienic să-l port. Nu e al meu. Păi dacă nu cânt la n-ai. Și cui e? E al ei. Păi nu ziceai tu că scoate un fel de sunet naiul ăla? Este naiul tău din partea emisiunii. Eu sunt doar ăla care într-un picior ți l-am adus cu drag și drag. Ăsta e naiul ăla pe care și-l dorea Lorena. Fiți atenți cum facem. Iau eu naiul, îl iau și pe Gelu și rămâi tu cu jurații și cu toată Hai, țara. Lorena! De acord? Hai, Gelu, cu mine, mulțumesc, Gelu! Lorena, succes! Bravo, Gelu! Bravo, Gelule!